Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință de presă în care mi-am propus să vă aduc la cunoștință câteva din evenimentele săptămânii trecute și ceea ce ne-am propus pentru această săptămână. Săptămâna trecută am fost prezent la București la mai multe evenimente. Pe de o parte, adunarea generală a Asociației Municipiilor din România, acolo unde am avut ca invitați și doi miniștri, ministrul învățământului Caterina Andronescu și ministrul finanțelor publice, domnul Eugen Teodorescu. Teodorovici. Discuțiile, cel puțin în ceea ce privește finanțele publice, au fost din nou contradictorii, în sensul în care noi am considerat că pierderile municipiilor în urma revoluției fiscale nu au fost acoperite, ba mai mult au fost agravate și mai tare prin crearea acestei noi obligații de către municipii de a plăti indemnizațiile persoanelor cu handicap și salariile asistenților personali. Nu avem încă cifre concrete pentru a ști și pentru a putea calcula pierderile din acest an. Așteptăm în cursul acestei săptămâni, având în vedere faptul că vineri a fost promulgat bugetul de stat, termenul legal al direcțiilor de finanțe publice este de 5 zile pentru comunicarea sumelor care vor fi alocate UAT-urilor. O solicitare pe care noi am avut-o și o rezoluție, practic, pe care am aprobat-o în unanimitate, a fost o rezoluție în 4 puncte. Una, pe de o parte, am cerut președintelui să promulge în regim de urgență bugetul de stat, lucru care s-a și întâmplat. O a doua rezoluție a fost aceea de a cere guvernului diminuarea termenelor prevăzute de legislația actuală, dar doar cu titlul excepțional pentru anul 2019 și având în vedere întârzierea cu care bugetul a fost adus în Parlament pentru aprobare. Și am solicitat ca dacă finanțele publice au termen legal de 5 zile să ne comunice sumele, acest termen să fie redus la 2 zile. Consiliile județene din cele 5 zile, termenul să fie redus la 2 zile, iar dezbaterea publică pe buget să fie diminuată de la 15 zile la 5 zile. Din păcate, la ședința de guvern de vineri nu s-a luat o astfel de măsură. Așteptăm poate să ia în cursul acestei săptămâni, pentru că în momentul de față suntem practic cu toate lucrările de investiții blocate și nu știm pe ce buget ne putem fundamenta investițiile din anul 2019. Ulterior, joi și vineri am avut lucrări la Parlamentul României cu ocazia celui de-al 8-lea summit al Comitetului Regiunilor, un eveniment de anvergură organizat la un nivel foarte, foarte ridicat, atât în ceea ce privește condițiile de securitate și de acces la aceste lucrări, cât și calitatea discuțiilor și lucrărilor, și toată organizarea pe ansamblu a fost la un nivel foarte, foarte ridicat. Un lucru care ne-a impresionat pe noi toți, primari deopotrivă din România, dar și din străinătate. Pentru noi cu un plus de satisfacție, pentru că am arătat adevărata față a României. În ceea ce privește investițiile, continuăm și am început încă de săptămâna trecută extinderea rețelei de canalizare de iluminat public din cartierul Nicolae Bălcescu, strada Cărămidăriei.
vom lucra și în această săptămână în această zonă. Tot din această săptămână de astăzi au început lucrările și la programul multianual de parcări. Am început deja din cartierul favorit, din zona fostului poligon auto, acolo unde vom amenaja circa 34 de noi locuri de parcare, după care ne vom muta spre, rămânem tot în zona favorit și ne vom muta în zona Morii, din cartierul favorit, de asemenea o parcare foarte, foarte amplă. Apreciem că undeva în jur de o lună jumătate vor dura lucrările la cele două parcări din cartierul favorit, după care, conform celorlalte programări pe care urmează să le stabilim în această perioadă, vom intra în toate cartierele din oraș. Repet, acesta este contractul semnat în urmă cu 2 ani, un program multianual. În aceeași notă, cred că undeva până la sfârșitul lunii vom finaliza și documentația pentru realizarea locurilor de parcare din împrumut și undeva în luna aprilie să putem avea deja un câștigător și al acestei licitații, astfel încât din luna mai să intrăm în forță și pe acest contract. De asemenea, tot săptămâna trecută și sperăm ca în această săptămână să finalizăm întreaga documentație, am analizat posibilitatea realizării lucrărilor la rețeaua de ape pluviale de pe strada Mihai Viteazu, pe segmentul cuprins între strada Ștefan cel Mare și strada Chimiei. Rețea de canalizare de apă pluvială pe care o vom face pe trotuar, pe ambele sensuri de mers. Problema cea mai mare care există în această zonă este tocmai lipsa acestei rețele de preluare a apelor pluviale. Asfaltul stă foarte mult acoperit cu apă și din această cauză și problemele care au apărut. Noi intervenim inclusiv azi la plombarea străzii Mihai Viteazu. Partea bună este că vom realiza această lucrare în regie proprie prin direcția municipal locată. Practic nu vom avea costuri cu TVA, nu vom avea costuri cu cheltuieli indirecte, ci va fi o lucrare realizată în regie proprie. După care vom preda în totalitate strada către Consiliul Județean pentru a fi reabilitată cu covor asfaltic în cadrul programului multianual al Consiliului Județean de reparații cu covor asfaltic. După cum bine știți, este o stradă care, deși este pe raza teritorială a municipiului Roman, este un drum județean care aparține ca și formă de proprietate Consiliului Județean. De asemenea, încercăm să identificăm soluții și surse de finanțare și pentru realizarea trotuarilor, cel puțin pentru acest segment de drum unde vom face și rețeaua de canalizare, de preluare a apelor pluviale, astfel încât întreaga zonă să fie reabilitată și modernizată. Un alt proiect la care țin foarte mult și care se află pe ultima sută din punctul de vedere al proiectării se referă la reabilitarea peisagistică din Bulevardul Republicii, strada Smirodava, Cea Roseti, Tudor Vladimirescu, Ion Creangă, toată acea zonă. S-au făcut ieri ultimele deplasări în teren pentru a preda proiectantului planșile finale și sperăm ca până la sfârșitul acestei săptămâni întreaga documentație să fie pregătită și ulterior predată la colegii mei de la Serviciul de Achiziții Publice pentru a fi urcată în sistemul electronic de achiziții publice. De asemenea, o altă lucrare importantă pentru mediul economic se referă la reabilitarea străzii Nordului. S-a finalizat proiectul tehnic, urmează câteva detalii să mai fie retușate și în această săptămână sperăm să avem documentația pregătită pentru atribuire și ulterior să și începem lucrările.
Vom avea acolo lucrări de fundație, inclusiv pentru câteva zile, dar vom anunța în timp util, traficul rutier va fi restricționat pentru a putea realiza aceste lucrări de reabilitare a străzii nordului din municipiul Roman. De asemenea, o altă lucrare importantă pentru municipiul Roman și pe care mi-o doresc finalizată până la sfârșitul acestui an se referă la pietonalul din Ștefan cel Mare. Astăzi are loc predarea amplasamentului și au și început lucrările la pietonal. Avem și sursă de finanțare. Lucrările se referă atât la partea de finisaje, dar și la partea de terasament, o hidroizolație care să înlăture toate neajunsurile spațiilor de la parter. E o lucrare de anvergură. Am discutat încă de săptămâna trecută cu constructorul, i-am cerut seriozitate. Robo Construct. Și chiar și personal, azi voi pleca pe mai multe șantiere din Roman, șantiere care au reînceput, astfel încât să mă asigur că lucrările se vor demara în conformitate cu graficul stabilit. În ceea ce privește echipele proprii din primărie, vă spuneam, pe lângă plombările de pe strada Mihai Viteazu, pregătim și artera Roman-Est pentru a interveni în vederea plombărilor, aceasta până la finalizarea procesului pe care îl avem cu societatea care a construit această arteră ocolitoare, astfel încât, pe de o parte, să se stabilească vinovăția sau cine este vinovat pentru calitatea lucrărilor pe cale judecătorească, urmând cel mai probabil a fi desemnat și un expert, dar în același timp, prin obiectivele expertizei pe care noi le vom cere, se va număra și soluția de remediere a acestor neajunsuri, astfel încât, până la urmă, în funcție de responsabilități, să intervenim pentru înlăturarea neajunsurilor de pe această arteră. Echipele de la locurile de joacă lucrează în această perioadă în cartierul favorit, în strada Panaite Donici, acolo unde am creat un nou loc de joacă. Și în același timp am creat și o echipă de intervenție rapidă la celelalte locuri de joacă de pe raza municipiului Roman, pentru că odată cu venirea primăverii să reparăm toate locurile de joacă de pe raza municipiului Roman, unele dintre ele să le și modernizăm cu suprafață de protecție. 4 locuri de joacă vor intra în acest an la reabilitare cu suprafață de protecție. Este vorba de locul de joacă din cartierul Anele Vasile Lupu, locul de joacă de pe strada Dobrogeanu Gherea, blocul 6-8, locul de joacă din aleea Liliacului, și vom mai identifica încă un loc de joacă care să se preteze pentru intervenții la modernizare în acest an, modernizare cu suprafață de protecție. În ceea ce privește acțiunile de plantări de arbori, vă promisesem că pe lângă acțiunile de toaletare și dovărâre de arbori, și încă o dată vă aduc la cunoștință faptul că în acest an doar 82 de arbori au fost marcați pentru a fi dovorâți pe raza municipiului Roman, vom începe plantarea a peste 2500 de puieți de salcâmi de către echipele de la serviciu voluntar pentru situații de urgență, atât în zona Podul de Fier, cât și în cartierul Nicolae Bălcescu, în zona străzii Ciocârliei, strada Salciei. Și imediat după ce vom finaliza acțiunile de plantări cu flori de pe raza municipiului Roman, vom începe și pe alineamentele stradale, pe străzile care nu intră în reabilitare a trotuarilor, cu puieți de copaci, astfel încât și în acest an să avem plantați
undeva în jur de 4.000 de copaci. De asemenea, în ceea ce privește concursul de curățenie, pot să vă informez că la sfârșitul perioadei de concurs s-au înscris un număr de 23 de entități, între care 7 instituții de învățământ, 11 asociații de proprietari, 2 ONG-uri și 3 persoane fizice. Din păcate, niciun agent economic, nicio instituție publică nu s-a înscris în acest concurs, însă partea îmbucurătoare este că arealul acoperit de aceste persoane care s-au înscris este mai mare. Ulterior, dacă o să doriți, centralizatorul cu fiecare instituție vă va fi transmisă prin e-mail, astfel încât să o mediatizați cu titlul de exemple pozitive pentru cei care aleg să se implice pentru a avea cu toții un oraș mai curat și mai frumos. Așa cum vă spuneam la începutul intervenției mele, la începutul conferinței de presă, din păcate nu avem încă un buget nici până la această oră, însă vom încerca să aprobăm în ședința ordinară de la sfârșitul acestei luni sau, dacă va fi cazul unei ședințe de îndată, vom aproba la această ședință regulamentul pentru acordarea tichetelor sociale, având în vedere că perioada sărbătorilor pascale se apropie și dorim să aprobăm prin hotărâre de Consiliu acest regulament. Ulterior, sumele și tichetele în sine să le acordăm după aprobarea bugetului, dar până atunci beneficiarii acestor tichete sociale să aibă posibilitatea de a depune documentația. Începând din acest an, suma la care trebuie să încadreze beneficiarii fiind de 1200 de lei pe membru de familie, astfel încât un număr cât mai mare de persoane cu venituri reduse să poată avea posibilitatea ca să obțină de 2 ori pe an, așa cum v-am obișnuit, la sărbătorile de Paște și la sărbătorile de Crăciun, acele etichete pentru alimente. Așa cum vă anunțam la începutul acestei luni, în acest weekend s-a organizat la Clubul Sportiv Municipal, la secția de natație, preselecție pentru sportivii de la această secție. 70 ani, două categorii practic am avut, 70 ani, 21 de copii care au fost înscriși și 10-14 ani, unde am avut înscriși 20 de copii. Vom mai organiza astfel de preselecții, astfel încât să organizăm un lot de copii de performanță, un lot de performanță cu care vom participa la concursurile organizate de Federația Română de Natație. Și dacă tot vorbim de Clubul Sportiv, vreau să vă informez că toate cele 20 de căsuțe au fost închiriate, căsuțe pe care le vom amplasa din nou cu ocazia Târgului de Paște, și avem comercianți din Bistrița, din Brașov, din Harghita, din Piatra Neamț, din Roman, din Botoșani. Practic acoperim o gamă cât mai variată de produse, atât produse alimentare tradiționale cu ocazia sărbătorilor pascale, dar și de altă natură, eu știu, îmbrăcăminte, vom avea și o rulotă cu chiurtoș pentru amatarii de astfel de produse. Practic, spun eu că vom avea un târg destul de bogat și care să ofere o gamă cât mai variată de produse pentru romașcani. Așa cum v-am informat și în timpul conferinței și cum am promis și public în trecut, începând de astăzi voi fi prezent cât mai des posibil pe toate șantierele din Roman, șantiere care fie sunt în continuare, fie vor fi nou deschise pe parcursul următoarelor luni, pentru că îmi doresc ca pe de o parte lucrările să fie de calitate, iar pe de altă parte graficele de lucru asumate de constructori să fie respectate.
Astăzi voi fi prezent la lucrările din șantierul de la Parcul Jora. Voi merge și la șantierul de pe strada Anton Pan, blocul 33, proiectul cu finanțare europeană. Voi merge și în pietonal și de asemenea voi merge și la parcările care se realizează pe strada Sucedava. Mă voi deplasa împreună cu constructorul și în cartierul Lipovenesc pentru a stabili graficul de lucru și momentul în care se vor relua lucrările și pe acest șantier. Îmi doresc ca lucrările aici să fie finalizate cât mai rapid, pentru că suntem deja în procedură de licitație cu reabilitarea străzilor din cartierul Petru Rareș. Termenul de depunere a ofertelor pentru asfaltare și pentru realizarea de trotuare este de 1 aprilie, după care colegii mei de la Serviciul de Achiziții Publice încep evaluarea și eu apreciez că undeva în luna mai vom putea începe lucrările de asfaltare și de realizarea trotuarelor și în acest cartier, astfel încât să nu mai fie aceste probleme cauzate de ploi și de noroiul care este creat până la urmă ca urmare a lucrărilor de canalizare care se realizează în zonă. Cam acestea au fost informațiile pe care mi-am propus să vi le aduc la cunoștință. În cele ce urmează vă stau la dispoziție pentru întrebări. Ați spus la început o conferință de presă despre o rezoluție în 4 puncte a celor de la MR. Da, doar de două. Celelalte două puncte au prevăzut, unul dintre ele, faptul că guvernul trebuie să ne acorde la prima rectificare bugetară sumele pe primele 3 luni pe care noi le-am pierdut ca urmare a întârzierii aprobării bugetului, deci practic lunile ianuarie, februarie, martie, tranșele trebuiau să fie de 60% din impozitul pe venit și nu de 43,7% cât sunt acum. Și ministrul Teodorovici și-a luat acest angajament că economiile care s-au creat la buget vor fi date înapoi administrațiilor publice locale pe bază de formulă la rectificare, la prima rectificare bugetară care va avea loc, și aceasta era unul dintre punctele, cel de-al treilea punct de pe rezoluția pe care am transmis-o la Asociația Municipiilor, iar cel de-al patrulea punct prevedea prezența obligatorie a reprezentanților structurilor asociative și în speță și a AMR-ului în echipele de negociere cu Comisia Europeană pentru noul ghid de finanțare 2021-2027, pentru că noi, reprezentanții autorităților publice locale, știm cel mai bine nevoile pe care le avem la nivelul municipalităților, la nivelul primăriilor, și trebuie să facem parte obligatoriu din echipele de negociere pentru a nu mai lăsa totul la turnea unor funcționari de prin birouri de la ministere care nu cunosc realitățile din cadrul unei primării. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că am avut și o altă discuție legată de necesitatea existenței unui ghid unic obligatoriu la nivelul Uniunii Europene. Pentru că discuția pe care am avut-o și cu comisarul european Corina Crețu a plecat de la următoarea premiză. Noi de la Bruxelles dăm un set de reguli, 100 de pagini, care pleacă de la Bruxelles. Ulterior, ajung guvernele și din 100 de pagini fac 700-600 de pagini, practic o supra-birocratizare a proiectelor și a ghidurilor pentru finanțare europeană. Și atunci, pentru a elimina acest neajuns, pentru că e o situație atipică, practic singuri ne facem rău, marea majoritate a țărilor aplică doar regulile minimale propuse de Bruxelles, dar chiar și Bruxelles și-a asumat ca pe viitor să mai reducă din această birocrație, sigur, păstrând în egală măsură condiția necesară a transparentizării
cheltuielilor și a tuturor formelor de transparență în ceea ce privește achizițiile publice, însă după un set minimal obligatoriu de reguli. Și în acest caz și gradul de absorție a fondurilor europene sunt convins că va fi altul la nivelul României. Polonia deja, chiar am avut și un primar din Polonia prezent la acest summit. Polonia deja a consumat toți banii europeni. Bun, acolo în Polonia o procedură de achiziție publică cu toate etapele ei, însemnând verificare, analiză, publicare în SEAP și inclusiv contestații, nu are voie să depășească 30 de zile. Pe când la noi, din păcate, este foarte birocratizat acest sistem al achizițiilor publice și de aceea avem toate aceste întârzieri și la efectuarea de cheltuieli și uneori municipalitățile mai mari au și acele sume rămase neconsumate la sfârșitul anului, acele excedente, tocmai din cauza procedurilor foarte greoaie și care duc la întârzierea începerii lucrărilor. Bun. Dar după cum dumneavoastră însuți ați spus, e o problemă pe care o are România, pentru că cele mai multe țări din Uniunea Europeană nu se supraîncărcă cu birocrație. Așa este, na. Și atunci rugămintea... Ministrul Teodorovici, spre exemplu, când spuneți acest lucru. Da, el spune că atunci când a fost interimar la Ministerul Dezvoltării a încercat să schimbă câteva lucruri, nu e de competența lui, fiind vorba de ghiduri care au fost deja asumate și realizate în trecut. Ideea, până la urmă, cred eu că aceasta este cea mai bună, de impunerea unui set de reguli obligatorii pe care trebuie să le respecte toate țările Uniunii Europene, fără a mai adăuga documente suplimentare, pentru că ne trezim cu tot felul de anomalii, tot felul de persoane prin ministere care sunt înțesate și fiecare guvernare, până la urmă, ce a adus oamenii lor, au rămas pe acolo, dar nu cunosc, din păcate, realitățile din teren și tocmai de aceea noi am cerut ca reprezentanții structurilor asociative să facă parte din echipele de negociere, tocmai pentru a se lupta pentru eliminarea birocrației în ceea ce privește accesarea de fonduri europene. Acum o să mă duc un pic în zona politică, dar cu colegii dumneavoastră de partid ați discutat, că tot a spus la întâlnirea EPP-ului, în așa fel încât, nu știu, poate într-o viitoare guvernare să nu facă aceleași... Discuția... eu nu am vrut să duc conferința de azi în zona politică, însă vreau să vă spun că ideea acestui ghid unic european tocmai sâmbătă a fost solicitată și agreată de către candidatul IPP la președinția Comisiei Europene. Personal am rămas plăcut impresionat. Eu am participat pe lângă evenimentul mare de la Rom Expo, am participat și la un mic dejun de lucru cu mai mulți primari, președinți de consilii județene și cu Manfred Weber pentru a ne spune problemele noastre din administrația publică. Mi-a plăcut foarte mult deschiderea domniei sale și a agreat foarte mult ideea acestui ghid unic, pentru că, deși noi în România supra-birocratizăm aceste norme europene, ne-a spus că inclusiv la nivelul Germaniei există această tendință de a mai adăuga câte ceva în plus la aceste ghiduri europene. Și el s-a arătat foarte deschis pentru dezvoltarea tuturor regiunilor din Uniunea Europeană. Este un adept al faptului că toate regiunile trebuie să dezvolte într-un mod oarecum unitar, astfel încât să nu mai fie aceste plecări de persoane, de persoane active, să spunem, nu neapărat tineri, dar persoanele active nu trebuie să se mai mute dintr-o zonă în alta, dintr-o regiune în alta, dintr-o țară în alta, din cauza unor motive de natură economică, să spunem, un salar mai bun, ci trebuie să fie de cu totul altă natură. Însă e un proces de durată și acest lucru sperăm să vină. Cel mai important este, din punctul meu de vedere, ca reprezentanții
structurilor asociative, în speță Asociației Municipiilor din România, să facă parte din echipele de negociere. Păi, aceasta este rezoluția pe care noi am transmis-o guvernului și ne vom lupta pentru acest lucru. Practic, unul din cele patru puncte de pe rezoluție a fost îndeplinit. Președintele Iohannis a promulgat bugetul vineri. Păi el a promis, dar deocamdată nu s-a întâmplat nimic. Să vedem. Ok. Revenind pe plan local, există acel proces al primăriei la Tribunalul Lanț pe Contencios Administrativ și s-a decis cel puțin pe partea de fond o suspendare a executării? Nu, nu e partea de fond. Aici s-a creat o confuzie. Proces, pentru că sunt două procese diferite. Da. Dar acel proces... Da, ea a prevăzut, s-a solicitat suspendarea executării. Ce efect? Nu va avea absolut niciun efect. Nu va avea, deci absolut niciun efect. Noi oricum vom face recurs la această suspendare, întrucât, din punctul nostru de vedere, s-a pronunțat instanța și pe aspecte pe care reclamanta nu le-a invocat și nu avea interes. De exemplu, noi am avut cu această ocazie a reorganizării organigramei și niște modificări la Direcția de Taxe și Impozite Locale, unde am dorit crearea încă două posturi contractuale de casiere, astfel încât în această perioadă să accelerăm partea de încasare și să mai eliminăm din cozile de la ghișeile de la Direcția de Taxe și Impozite. Ori instanța a suspendat în totalitate organigrama, deși reclamanta nu avea absolut niciun interes față de modificările de la Direcția de Taxe și Impozite Locale. Evident că vom face recurs în momentul în care vom primi motivarea pe partea de suspendare. Pe partea cealaltă, noi am trimis deja întâmpinarea către instanța de judecată și urmează să ne judecăm pe fond. Deci fondul cauzei nu a fost încă soluționat. Îmi pare rău că unii jurnaliști au înțeles greșit acest lucru. Știu dacă doamna Păbăluță în acest moment mai are relație cu toate. Da, bineînțeles, lucrează, a revenit la programul de 8 ore, chiar și am și avut o discuție. Sigur, ies în instituție, dar nu s-a pus nicio problemă ca doamna Păbăluță să-și piardă locul de muncă. Atenție! A fost doar o solicitare a mea și o dorință a mea de a avea o comunicare mai bună și o eficiență mai bună, pentru că marea majoritate a proiectelor de finanțare europeană țin și de serviciul de achiziții publice. Deci nu are absolut nicio legătură cu privire la persoană, ci era pur și simplu o regândire a acestei servicii de management integrat, de management a proiectelor, care să fie integrat cu serviciul de achiziții publice. Oricare din cele două persoane se puteau prezenta la concurs, oricare dintre ele puteau rămâne șef de serviciu. Dar, mă rog, nu intrăm acum în detalii, instanța va clarifica acest lucru. Și ne vom supune până la urmă oricărei decizii a instanței. Dar lucrurile trebuie prezentate în mod clar și corect, fără a avea interpretări personale în acest lucru. Și, bineînțeles, discuția pe care am avut-o cu doamna a fost și că fiecare trebuie să ne facem treaba acolo cât suntem, unde suntem. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Da, domnule, apropo de realitățile stabilite din biroul de la București, săptămâna trecută mi-a spus că ați avut o discuție la întâlnirea cu doamna ministru sănătății și referitor la toate realitățile din teritoriu. Cum a explicat dumneavoastră anomalia aceasta prin care se cere cel puțin desființare gradului de urgență de la Spitalul Roman, știut fiind condițiile speciale ale municipiului nostru? Ce promisiune ați obținut și unde a fost posibilă, sau dacă doamna ministru cunoștea mistificarea termenului de bază de la care s-a pornit, acela de indicele de utilizare a patului, dar cu 20% mai jos, parcă? Da. Discuțiile pe care le-am avut la Piatra Neamț s-au axat în special pe investițiile pe care noi dorim să le realizăm în acest an la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Investiții atât în parte de aparatură, cât și în parte de infrastructură, acolo unde dorim finalizarea lucrărilor de reabilitare termică a corpului principal de clădire. În ceea ce privește acel master plan, s-a spus că e un demers mai vechi și e o creație mai veche acest master plan și că urmează a fi regândit și ulterior readus în discuție.
pentru că nu reprezintă nevoia reală, nu reprezintă nevoia reală a sistemului medical din România, ci este, așa cum a spus și dumneavoastră, un plan gândit din birou de la București. Bun, dar vi s-a promis revizuirea poziției cel puțin față de România? Nu, deci tot acel master plan va fi regândit în totalitate. Deci nouă ce ni s-a spus, să nu luăm în considerare acel master plan. Și ce presupune asta? Încă 2 ani de acum? Păi, nu știu, vă întrebați-o pe doamna ministru, că ea știe. Noi ne vom susține în continuare punctul de vedere. Pe de o parte, trebuie să înțeleagă toată lumea că acest spital deservește mai bine de jumătate din populația județului, toată zona de est a județului Neamț, plus încă comune din alte 3 județe limitrofe. Bașca, că mai e și situat pe DN2 E85, pe care știți cu toții că e un drum cu un pericol foarte mare și cu un risc mare de accident. Mai e numit și drumul morții. Ceva promisiune legată de asta și de o nouă repartiție a unei mașini timp smurt? Nu. Noi suntem bucuroși că am reușit să readucem la Roman ambulanța timp. Ea, în momentul de față, se află în servis, în reparație. Partea bună că în județul Neamț va mai veni o ambulanță timp, o ambulanță care practic să fie un backup la cele 2 ambulanțe din județ, practic între Roman și Piatra Neamț, atunci când va apărea o problemă la una dintre ele, cealaltă să o poată suplini. Azi dimineață, dacă ați văzut, de fapt ieri s-a întâmplat tragedia de la Brănești, în Băbița, cu acea funte pietonală, unde a căzut de pe ea, la mulțime, 4-6 metri acolo, un cetățean pe bicicletă pe care a murit. Ce se mai întâmplă cu puntea noastră? Eu la un moment dat am avut senzația, știți cum era, la fel ca a noastră, și ca lungime, și ca situație în care se furau tot ce se punea acolo și așa mai departe. Ce noutăți mai aveți legate de această punte și dacă acum, în condiții în care bugetul este așa subțire anul ăsta, nu veți mai putea permite să faceți ceva și acolo? Da. Noi chiar și săptămâna trecută am făcut reparații la această punte. În momentul de față se circulă normal pe ea. Am reușit să eliminăm deplasarea cu motoscuterele pe punte, în sensul în care probabil fie auzind că va fi monitorizată, acele persoane nu au mai trecut cu motoscuterele pe acolo. Până la urmă, știți cum vorbim de o punte pietonală și domnul mergea cu bicicleta, adică trebuie să înțelegem cu toții, puntea pietonală trebuie să aibă destinația de punte pietonală, că ăla e și numele până la urmă. Eu pot să înțeleg comoditatea și celor cu scuterele și celor cu bicicletele. Nu cunosc în mod efectiv cazul de la Dâmbovița, ca să fiu sincer, nu l-am urmărit. Eu ce pot să vă spun este că puntea are ca proprietar Comuna Horia. Noi am făcut o adresă către Comuna Horia pentru că tot ceea ce înseamnă reparații curente le poate face administratorul punții, care este municipiul Roman. Însă reparațiile capitale incumbă proprietarului. E adevărat însă că am purtat și port în continuare discuții la Consiliul Județean, având în vedere că până la urmă este o zonă de acces între 2 comunități ale județului Neamț și dacă vom reuși să găsim sprijin și să ni se ofere finanțare pentru reabilitarea acestei punți pietonale, Primăria Municipiului Roman își poate asuma acest lucru de a realiza aceste lucrări, condiția, repet, ca finanțarea să vină de la Consiliul Județean. Bun, și apropo de promisiunile Consiliului Județean, spunea domnul deputat Leoreanu, șeful dumneavoastră de partid, într-o recentă declarație, că până acum Consiliul Județean, probabil că din motivele necunoscute, adică de fonduri, n-au dat către Roma decât firimitor și promisiuni. Noi așteptăm totuși ca aceste promisiuni să se materializeze în proiecte de anvergură și
aceste declarații să, na, să fie contrazise de, de fapte. Până atunci... Întâlnirea din, cu cetățenii ca fiemul, îmi convenesc, a fost una extrem de interesantă. Dumneavoastră ați acreditat ideea într-o conferință de presă anterioară că ceea ce v-a determinat să nu răspundeți acelor oameni a fost faptul că acolo ați întâlnit și niște nume de fictive. Nu, nu nume fictive. Atenție, nu. Erau trecute niște persoane care într-adevăr locuiau acolo, dar care nu au fost contactate în acest an pentru a semna acel tabel. Și persoanele de acolo au recunoscut că era un tabel vechi din anul 2015, folosit la o situație adaptată în 2019. Cel nou pe care mi l-au dat este ok, este în regulă, dar așa cum dumneavoastră știți, pentru că ați fost prezente la acea întâlnire pe teren, mare parte din problemele invocate în adresa lor nu vor mai avea nevoie de un răspuns oficial, întrucât lucrurile deja se întâmplă. V-am spus, data de 1 aprilie este termenul pentru depunerea ofertelor la asfaltarea străzilor din cartierul Lipovenesc. Vom începe în această săptămână cel mai probabil lucrările de finalizare a rețelei de canalizare. Mă voi implica personal și voi fi acolo, dacă nu zilnic, măcar o dată la două zile pentru a mă asigura că lucrările se vor face de calitate. Și atunci când va veni asfaltul, așa cum le-am promis oamenilor, voi fi prezent în zonă. Le-ați spus oamenilor despre meciurile pe care le aveți cu constructorii. Da, alea sunt meciurile, cred că fiecărui edil. Și întotdeauna există o contradicție, să spunem, între viziunea pe care au primarii și dorința pe care au ei de a lucrurile de a se întâmpla cu un anumit ritm. Din păcate, constructorii, din motive obiective sau mai puțin obiective, întârzie foarte mult lucrările. Eu mă voi asigura că la Roman lucrările nu vor mai întârzia, pentru că în cazul în care vor întârzia lucrările peste termenele promise și asumate împreună cu constructorul, eu le voi da hârtie astfel încât să nu mai poată participa la nicio licitație. Exact. Și le voi face o reclamă negativă de fiecare dată când nu vor respecta ceea ce am convenit împreună de comun acord. Dar vis-a-vis de ceea ce vă sezitați la oamenii în cele două petiții și ceea ce ați găsit în teren, există diferențe mari? Au exagerat oamenii? Nu. Eu pot să înțeleg și supărarea oamenilor, pentru că de prea multă vreme stau în acea zonă și în acele condiții. Însă eu am promis în campania mea electorală că până în 2020 lucrurile se vor rezolva. Iată că le vom rezolva mai repede, în anul 2019. Din momentul în care lucrurile vor fi remediate și totul va fi funcțional, o să vedeți că totul va fi în regulă. Însă, în același timp, și oamenii trebuie să aibă o anumită conduită, pe de o parte față de constructori și pe de o parte și față de primărie. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, am fost dus la un Geiger, unde mi s-a arătat că au rămas acolo niște resturi. Păi în acel Geiger, o doamnă din cartier este branșată ilegal canalizare. Adică, atunci când predintem corectitudine, trebuie să fim și noi corecți. Și acest lucru îl voi clarifica și îl voi discuta de câte vor, va fi nevoie și cu locuitorii din cartierul Petru Rareș, dar și cu locuitorii din municipiul Roman. Devizul de acolo, punctual vorbind, ca o mare influență pe care o promis. Undeva în jur de salarială. Undeva în jur de 700-800 de mii de lei. Există acele bani în bugetul roman? Da. Și ați făcut o înțelegere cu constructorii ca lucrările să fie plătite după recepție, să nu mai... Nu, stați un pic, cred că nu... În primul rând nu s-a licitat această lucrare, deci nu am ce înțelegere să fac. Doi, există un contract cadru aprobat la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și care prevede niște obligații și de o parte și de cealaltă.
situațiile de plată se pot face parțial, nu trebuie făcută o singură situație, pentru că trebuie să ne gândim și la constructor. Până la urmă nu vrem nici să-i omorăm de tot. Vrem lucrări rapide, vrem lucrări de calitate, dar și să le dăm banii poate când se poate. Deconturile se pot face etapizat, pe bază de situații de lucrări, recepția finală e recepție finală, pe parcursul tuturor acestor plăți intermediare se reține și garanția. Deci, practic, sunt niște lucruri care sunt foarte clare stipulate în contract. Zilele acestea se vorbește foarte mult sau în perioada aceasta de iminența unui cutremur mai mic sau mai mare sau pe poate autoritățile publice locale își cam fac un inventar al clădirilor cu risc seismic. Dacă această listă de clădiri cu risc seismic a fost actualizată sau nu la Roman? Noi avem o situație a acestor clădiri. Din păcate, unele dintre ele sunt proprietate privată și obligația intervenției în aceste clădiri aparține în exclusivitate proprietarilor. Dar după modelul locului... Dacă vor mai apărea programe cu finanțare guvernamentală pentru blocuri cu bulină, sigur vom apela, dar trebuie să fie deschidere și din partea proprietarilor. Păi, celălalt bloc, de exemplu, de lângă blocul cu bulină, care e situat cu frontul la strada Cuza Vodă, eu, din câte știu, proprietarii au refuzat la acea vreme această intervenție. Blocul care duce până în telefoane. Da? Așa. Proprietarii au refuzat. Dacă proprietarii refuză, asta e. Da, legea imperativă nu le permite. Nu. Eu nu pot, când am un program cu finanțare guvernamentală sau de orice altă natură, dacă proprietarii nu sunt de acord, eu nu pot să-i oblig. La fel cum am avut și cum avem situația la program cu finanțare europeană la reabilitare termică a blocurilor. În condițiile în care eu am anunțat public și am purtat discuții cu mai mulți reprezentanți ai asociațiilor de proprietari și doar 8 blocuri au venit la a lua bani europeni, ce să mai spunem? Săptămâna aceasta este ziua apei. V-a invitat operatorul de salubritate la o discuție la ce ar putea să facă pentru Roman, pentru că domnul Andreuță spune că are niște relații deosebite față dumneavoastră și că vă răspunde tuturor solicitărilor Romanului, dar iată că vorbeați despre acea primă dorință a dumneavoastră de sectorizare, măcar plasa, nu știu, deci eu am avut o discuție cu domnul Angheluț, cred că în urmă cu 2 săptămâni. Am convenit pe de o parte o reabilitare a conductei de alimentare cu apă în cartierul Nicolae Bălcescu de pe strada Zimbrului. Este o rețea foarte veche care generează 2-3 avarii în fiecare an, cel puțin. Noi avem gândit un proiect pentru cartierul Nicolae Bălcescu, inclusiv strada Zimbrului, și atunci una din investițiile pe care le va face APASERV în acest an va fi înlocuirea acestei rețele de alimentare cu apă. De asemenea, am convenit și urmează să definitivăm în această săptămână calendarul ca în cursul săptămânii viitoare să avem o întâlnire între compania județeană APASERV, conducerea companiei județeană APASERV, în frunte cu directorul general, domnul Vlad Angheluță, și bineînțeles ceilalți directori de la nivelul companiei și asociațiile de proprietari. O întâlnire mediată de Primăria Municipiului Roman, tocmai pentru a încerca de a îmbunătăți relațiile dintre asociațiile de proprietari, între locuitorii Municipiului Roman, până la urmă, și compania județeană APASERV. Bineînțeles că dezideratul nostru în ceea ce privește sectorizarea rămâne valabil, însă în funcție de resursele financiare, bugetul pe care l-are alocat compania județeană în fiecare an, va trebui să stabilim și prioritățile. Și pentru mine, v-am spus, a reprezentat o prioritate înlocuirea acestei conducte de alimentare cu apă,
din cartierul Nicolae Băcescu, strada Zimbului, are și o lungime considerabilă, în jur de 1,3 km, pentru că acolo, ori în toamna acestui an, ori în primăvara anului viitor, vom turna asfalt și nu aș vrea să mai am intervenții în carosabil datorate avariilor la... Păi... Exagerat. Nu fie ea exagerat de scumpă, dar oricum fiecare intervenție la fiecare vană oricum se ridică la costuri care în momentul acesta, în anul acesta cel puțin, nu mai pot fi suportate de companie, având în vedere lucrările pe care le-am convenit a fi realizate în acest an. La nivelul Romanului, cam de câte sectoare în acestea ar fi nevoie? Undeva în jur de 13. 13. Multe, puține. Destul de multe. Să vedem. Vom relua, oricum, începând cu anul viitor, vom relua și această discuție a sectorizării. Sau, dacă vor identifica sume suplimentare pe parcursul acestui an, chiar din acest an. Mulțumesc. Mulțumesc. Cum ați zis, suplimentare, cu sora Mihai Viteazul, se plombează, da? Da. Dar ce de la CJ, cât s-a putut de la sală? Păi nu, e ceea ce v-am spus eu. Plombarea o facem noi pentru că încă nu am semnat proces verbal de predare primire către Consiliul Județean. Trebuie să facem noi prima dată rețeaua de preluare a apelor pluviale și abia ulterior pot veni ei la asfaltare. Oricum, în ce anul ăsta? Sau? Anul ăsta terminăm tot. Singură întrebare, știți că există o reglementare legală care spune, fac o comparație, da? Că cel care primește mită e la fel de vinovat ca și cel care dă mită. În cazul construcțiilor publice, gen Artena Est, constructorul poate fi considerat în mod egal vinovat cu cel care a preluat lucrarea care a semnat pentru ea? Deci, ce nu înțelegeți dumneavoastră este că aceste probleme au apărut ulterior procesului verbal la finalizarea lucrărilor. Însă recepția finală a acelei... Da, în momentul în care a fost predată și s-a semnat procesul verbal de recepție la finalizarea lucrărilor, arăta bine. Toate problemele au apărut ulterior. Însă procesul verbal de recepție finală a lucrării nu a fost încă semnat. Da? De acolo să fac și niște recepții de... Eu din discuțiile pe care le-am avut, dar sunt discuții neoficiale și nu pot fi asumate decât de un expert judiciar, e posibil să fie și niște probleme legate de sol. E posibil. Dar aceste lucruri nu le putem stabili noi, va fi desemnat un expert, noi vom cere în obiectivele expertizei mai multe lucruri, v-am spus, inclusiv soluții tehnice pentru remedierea acestor probleme și vom vedea ce va stabili instanța. Mulțumim, o săptămână bună!